câți jucători s-au prezentat la reunire? Câți juniori? Suntem aproape spre normalitate, vorbind numeric. Avem 4 juniori, 5 chiar. Avem și 2 jucători care au terminat juniorul, dar erau împrumutați. Au revenit, am rechemat, aveam opțiunea aceasta. În speță, tot cei jucătorii români, ca să zic așa, s-au întors. Eu vorbesc cu state vechi, cu experiență. Într-adevăr, am pierdut jucătorii străini, știți situația lor, erau împrumutați. Și n-am opționat pentru continuitate, la fel știți motivele. Așteptăm să vedem, să ne îmbunătățim din punct de vedere, chiar dacă nu o să putem aduce 6, exemplu, știu eu ca numeric, măcar 3 sau 4 valori. Jucător. Dar asta, pe parcurs, e bine că am reușit să ne adunăm, să începem cum ne-am propus, vizita medicală, cu, știu eu, condițiile elementare, cu o masă, cu cazare, cu tot ce presupune. S-au rezolvat aceste probleme cu cazarea, cu masa, au unde să stea jucătorul, da, în chirie? Da, da, am rezolvat. Deci, intrăm în normalitate. Într-adevăr, perioada care urmează e foarte grea și din punct de vedere sportiv pentru băieți, pentru că e perioada de acumulări, și din punct de vedere a clubului, a situației. Unde vor sta concret? Câțiva am reușit să păstrăm, să-și păstreze apartamentele, câțiva vor sta cu ajutorul domnului Răduță la tabere. Sper să obținem și dincolo la Parcul Babeș, la hotelul UBB. Oameni de bine, pe această cale le mulțumesc și celor care au contribuit la, știu eu, să ne, cu aprovizionarea hranii, așa, și la omul care ne gătește, contează foarte mult. Vremurile care sunt, noi suntem într-o situație specială și sper să o depășim. Juniorii la cabină, la cantină, tot pește? Nu. Acum, întrebarea ta e cu 5 răspunsuri, dar nu o să răspund. Avem o masă, un meniu pentru sportivi. Am reușit și lucrul ăsta. E foarte important. E foarte importantă și alimentația. Sperăm să rezolvăm și vitaminizarea. Juniorii tăi câți ani au? Am spus 94 și 95. Există șansă să faceți un cantonament? Doresc, l-am propus, aștept ok-ul. S-ar vrea că o să se divească niște ocazii. Mă rog, niște televiziuni care sunt interesate să transmită meciul amical, dar asta tot la nivel, știu eu, ierarhic. Cu patru ani ai discutat? Am reușit să vorbesc ultimele zile. Am apelat, mi s-a spus în sfârșit, e bine asta. Am ajuns la o concluzie, restul am spus că mă privește situația economică a clubului sau știu eu din natură financiară, mă privește absolut. Bunăstarea jucătorului e bunăstarea așa mea până la urmă. Înțelegem că domnul Mărcinean s-a răspuns la telefon, da, la asta te referi. Am vorbit, da. Și ce ți-a zis? Eu am expus ce vreau să se achite curent utilitățile la baza dana că am dus să ne desfășurăm activitatea având în vedere clima. E foarte bine că avem posibilitatea de vedere sintetic. Bestiale sunt în condiții bune. Utilitatea acum, energie, tot ține de buna desfășurare și în cel mai scurt timp să ajungem la un mitor comun cu toată salariilor. Atât administrativ cât... Exact ce am spus în introducere, că e o perioadă foarte importantă până în 1 februarie, care depinde organizatorii vorbind toată lumea. După aceea și sportiv sper să ne ridicăm la nivelul așteptărilor în privința și transferurilor și ceea ce presupune un cantonament. Și domnul Mărcinean ce a spus? Că încearcă să rezolve și că eu am spus că e în perioada necesară. Eu mi-am spus punctul de vedere pentru că n-am nimic de pierdut. Am simțit să fac lucrul ăsta eu și colegii mei din club. Să pornim pregătire foarte importantă. Ce urmează nu depinde exclusiv de mine. Activitatea noastră imediată, echipa, antrenamente. Am ajuns la concluzia că e necesar imperios să începem. La poarta de universitatea, în acest moment, ar exista șanse să rămână în Liga 1? De-aia suntem aici, credem în șansa noastră. Am pierdut niște jucători importanți până la un anumit punct, nimeni nu-i de înlocuit și sper să iarăși depindem de ce se va întâmpla în continuare cu strategia clubului, cu prea cineva, nu prea aceea și ceva. Nucleul de bază s-a întors. Jucătorii erau în vederile noastre, s-au mai întâlnit cu noi. Sunt foarte importanți pentru noi, pentru că vin vremuri în care depind foarte mult de ceea ce produc, ca și centri de copii și juniori, având în vedere situația economică, numai a noastră. Așa vorbesc, macro, social. Îmi pun speranțe în ei,
vederile